Alo, da. Alo, doamna. Da, domnul, spuneți. Vreau un bilet, doamnă. Ce bilet îți trebuie, domnule? Am un dic, ce bilet? La Steaua. Dar câte bilete aveți? Păi, domnule, tu acum vii în ziua meciului. Mă, ta ești nebun sau ești ardelean? Că tu, după așa vorbești tu cu fruncea țării, tu oaie dublă, că-ți fac curetele avion, tu parașută, dicaia. Domnule, dumneata, încep să fii nesimțit. Dicaia, eu? A, păi tu vorbești, tu manelistă. Dic, ce ascultă ea? Japcă curată, bă, japcă. Ce? Tu! Alo! Dico închis! Ioi! Foi, ai, ai, ce sărbătoare, hei! Bă, nu ți-am auzit hangul de la meciul trecut, bă! Hai, lasă formalitățile, mă, animal! Fii atent! Presimt că ai nevoie... Dacă-ți honca ce e, mă, ciucălău! Ai bilete la meci! Mă, dar normal că am bilete la meci, mă! Și normal că m-am gândit și la tine, mă, Bulan! Foi, ce tare, bă, că dic aia merge la telefon! Știu, mă, Bulan, că și eu am sunat! Na, în fine, eu am prins azi dimineață de la un bișnițar, măi. Eu cred că ia-s oamenii lui Jiji, măi, că doar nu s-au îmbogățit el lucrând, domne sfinche. No, bine, domnul inginer, mare speculant mai ești. No, cât vrei pe bilet, mă, ce-o adău? Mă, Bulan, nu te costă nimic, măi, că suntem prieteni, măi. Nu mă să câștige Steaua, măi, merg împreună pe stadion și-i dăm samninasă, măi. Bă, lasă că știu eu. Câștigăm, doar o fost Jiji la muntele Athos. Amul vede cel de sus, măi. Bine, măi, Jiji ăla e un Beşiktaş, măi. Numai vorbele de el. Mare conducător. Foai, bă, dar mi-a intrat în sânge prostia asta, mă. Na, hai, măi, manelistule, ne vedem la stadion, da? Dic manelist, eu! Na, bine, Bulan, ne vedem la stadion. Bă, ce mă nervează, mă!